Cuvântul lui Dumnezeu pentru astăzi. Practică altruismul. Partea a cincea. Căutând nu folosul meu, ci al celor mai mulți. 1 Corinteni, capitolul 10, versetul 33. Iată trei întrebări pe care și le pun deseori oamenii atunci când discuți cu ei. Prima. Chiar îți pasă de mine? Dr. Calvin Miller a spus-o astfel. Când oamenii îi ascultă pe alții vorbind, ei se gândesc în sinea lor: eu sunt singurătatea în căutarea unui prieten. Eu plâng, însă doresc să râd. Eu sunt suspinul ce caută consolarea. Eu sunt rana în căutarea vindecării. Dacă vrei să te bucuri de atenția mea, nu trebuie decât să mă convingi că vrei să fii prietenul meu. Am încheiat citatul. O a doua întrebare. Chiar pot să-mi fii de ajutor? Oamenii de succes nu uită că lumea le pune mereu această întrebare. O modalitate prin care le-ai putea răspunde ar fi să te concentrezi asupra beneficiilor pe care le-ai de oferit. Să recunoaștem, în zilele noastre lumea este bombardată zilnic cu informații despre produse și accesorii, așa că în cele din urmă își închid urechile. O a treia întrebare pe care și-o pun oamenii când discuți cu ei: chiar pot avea încredere în tine? William Arthur Ward a scris: ferice de cel ce s-a deprins să admire fără a invidia, să urmeze fără a imita, să laude fără a flata și să conducă fără a manipula. Am încheiat citatul. Carisma și abilitățile tale te pot duce în vârf, dar numai caracterul și dedicarea te vor ține acolo. Încrederea se clădește pe rostirea adevărului și pe respectarea angajamentelor. Oamenii acționează în virtutea propriilor interese, nu alor tale. Ceea ce înveți despre ei duce întotdeauna la o răsplată mai mare decât ceea ce le spunem despre noi înșine. Fie că îți cumpere o mașină, că îți alegi partenerul de viață sau asculți o predică, înăuntrul tău dorești să știi: pot avea încredere în această persoană? Dar gândește-te, ei pot avea încredere în tine?